Ieri seara, în jurul orei 17 pe drumul național 5, în afara localității Daia, un șofer de 45 de ani, cetățean bulgar, a provocat un accident rutier ce putea să se termine tragic. Acesta nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și a acroșat un autoturism care circula regulamentar. Ambii șoferi circulau pe același sens de mers către Giurgiu. În urma impactului, autoturismul s-a lovit frontal de un stâlp. Un cetățean străin în vârstă de 45 de ani, în timp ce se deplasa cu un autotren pe drumul național 5, la ieșire din localitatea Daia, nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și a acroșat un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani din județul Iași, care a părăsit partea carosabilă și s-a oprit într-un stâlp. În urma accidentului, 3 persoane au fost rănite și transportate la Spitalul Județean Giurgiu. Ambii șoferi au fost testați cu etilotestul în vederea stabilirii alcoolemiei, iar în urma testării s-a stabilit că niciunul dintre ei nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii serviciului rutier au deschis pe numele șoferului bulgar dosar penal pentru săvârșirea faptei de vătămare corporală din culpă.